Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru duminică 30 mai. Haideți să vedem pentru ziua de duminică 30 mai, zi în care Mercur își începe mișcarea retrogradă până pe 23 iunie. Să vedem ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pentru această zi. Pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. În primul rând să vorbim puțin despre acest Mercur retrograd. Mercur retrograd în Gemeni între 30 mai și 23 iunie o să ne oblige pe toți să reevaluăm, să regândim, să rediscutăm, să renegociem anumite lucruri în viața noastră, pentru că zodia gemenilor este zodia comunicării, a studiilor, a învățării, a acumulării de informații noi și de experiențe noi. Mercur, guvernatorul acestei zodii, își începe mișcarea de retrogradare, adică parcurge în mers înapoi intervalul pe care deja l-a parcurs odată în luna mai. Și în acest fel ne dă ocazia să revenim asupra unor lucruri pe care le-am făcut, le-am spus, le-am gândit, le-am învățat, le-am observat în luna mai. Și vedem aici că pe partea de relații, acest Mercur retrograd combinat cu Arcana Majoră Hierofantul, cu Marele Preot, o să vă dea ocazia să intrați în contact cu o persoană cu care n-ați mai vorbit de mult, să vă reconectați cu un fost partener sau parteneră, cu o iubire din trecut, cu o persoană cu care ați mai discutat în trecut. Aici puteți să redeschideți liniile de comunicare și vedem că sub această energie de mare preot, lucrurile par să aibă șanse mai mari de succes de data aceasta, pentru că Marele Preot este o carte foarte tradițională care ne vorbește despre valorile familiei tradiționale, despre o căsătorie, despre oficializarea unei relații. Dar, mare atenție, Hierofantul ne vorbește și despre relații care evoluează încet, dar stabil. Prin urmare, pentru cei care vreți să mai dați o nouă șansă unei relații din trecut, unui partener sau unei partenere din trecut, aici cu Hierofantul este posibil acest lucru. Dacă sunteți deja într-o relație de lungă durată, Marele Preot ne arată că aici puteți să rediscutați anumite teme cu partenerul sau partenera voastră, astfel încât să aduceți mai mult echilibru și mai multă stabilitate în relația voastră. Hai să clarificăm acest Mare Preot împreună cu Mercur retrograd, ce oportunități, ce șanse, dar și ce riscuri aduc pe partea de relații. Regina de monede, Luna, Cavalerul de Săbii. Exact ce vă spuneam, oportunitatea este să aduceți mai multă stabilitate, mai mult echilibru în relația voastră, dacă adresați acele lucruri care erau neclare, acele neînțelegeri, acele divergențe în opinii, în gândire, în sentimente și în emoții și dacă vă folosiți de acest Mercur retrograd astăzi și până în data de 23 iunie ca să rediscutați aceste lucruri, pentru că aici Cavalerul de Săbii este energia care e dispusă să poartă această conversație, chiar dacă este mai neplăcută, până la final, care este dispusă să clarifice cu orice preț neînțelegerile și divergențele dintre aceste două energii care apar aici pe cartea cu Luna. Rezultatul final, mai multă stabilitate, mai multă armonie, mai mult echilibru în relația voastră, mai ales pentru cei care ați făcut foarte multe concesii de la voi și ați renunțat la niște lucruri care erau importante pentru voi de dragul armoniei și echilibrului în relație. Aici, sub acest Mercur retrograd și cu toată energia acestor cărți care au ieșit astăzi, ar fi indicat să începeți încă de azi, încă de duminică, încet, încet, aceste conversații, aceste discuții, să îi clarificați partenerului sau partenerei voastre de ce nu sunteți mulțumiți și să ajungeți la un compromis, dar un compromis în care nu doar voi
renunțați, ci un compromis în care și cealaltă persoană din relație renunță la anumite lucruri de dragul vostru. Dar aici trebuie să fie un echilibru, o echitate. O să dureze mult, pentru că vedem că avem toate aceste cărți care ne arată o încetinială, dar puteți să vă folosiți de această perioadă de Mercur de retrograd din 30 mai până în 23 iunie ca să treceți prin tot acest ciclu și la final să ieșiți mai echilibrați în relația voastră. Pe partea de sănătate avem aici asul de cupe, un nou început plin de armonie pe partea de sănătate. Hai să clarificăm la ce se referă acest as de cupe pentru sănătatea voastră. Ok, avem o carte care a vrut să sară cavalerul de bâte, nebunul, un nou început și magicianul. Ok, aici acest nou început atât de frumos, plin de armonie și de echilibru, va trebui să vi-l creați singuri. Va trebui să aveți curajul să o porniți pe această nouă cale și să acceptați că și voi sunteți responsabili de starea voastră de sănătate și de ceea ce se întâmplă în viața voastră și să acționați cu integritate, cu pasiune, pentru că doar în acest fel o să puteți să primiți acest as de cupe pe care Universul vi-l oferă în această zi. Aici văd că o să aveți niște idei originale, poate chiar ieșite din comun, cu privire la sănătatea voastră, la rutina voastră zilnică. Lucrurile par foarte bine aspectate, chiar dacă lucrurile sunt mai ieșite din comun, mai originale, mai netradiționale, să spunem aici, sunteți entuziasmați, sunteți dispuși să depuneți efortul necesar și o să vă bucurați și de rezultatele acestui nou tratament, terapie sau dietă pe care vreți să o implementați în viața voastră. Din combinația aceasta de cărți, văd că e mai mult un stil de viață complet diferit pe care vreți să îl implementați și care o să dea niște rezultate foarte frumoase pentru voi. Dar aici vreau să știți că lucrurile nu o să se întâmple de pe o zi pe alta. Atunci când vreți să vă schimbați stilul de viață complet, vreți să vă schimbați felul în care acționați, felul în care gândiți și felul în care simțiți, o luați într-o direcție complet nouă, rezultatele o să fie foarte favorabile, dar o să dureze ceva până când o să și vedeți fizic, material, pe corpul vostru aceste rezultate. Pentru că aici lipsesc complet cărțile de monede care ne arată rezultate fizice, materiale. Magicianul ne promite aceste rezultate care asul de cupe ne arată că o să fie pozitive. Doar că nu o să vină de azi pe mâine. Aici e vorba de o schimbare completă de atitudine, de un nou început care o să vă ducă într-o zonă foarte frumoasă. E important să vă țineți de treabă și să nu renunțați atunci când lucrurile să fie mai dificile, pentru că aici vi se promit niște rezultate fabuloase. Așa că orice idee nouă, originală, ieșită din comun, năstrușnică aveți astăzi pentru a vă schimba rutina zilnică, faceți-o, pentru că rezultatele vor fi fenomenale. Pe partea de afaceri, bani și carieră, pentru această zi de duminică avem aici 4 de bâte, motiv de sărbătoare. Hai să vedem ce sărbătoriți aici pe partea financiară și cum o să vă impacteze acest lucru la buzunar, la portofel. Aici sărbătoriți regele de săbii, 7 de bâte, 9 de bâte. Sărbătoriți că o strategie pe care ați avut-o în trecut începe să dea rezultate. Aici regele de săbii are tot timpul un plan. Regele de săbii în aspecte financiare niciodată nu face cheltuieli neprevăzute. El tot timpul are un buget foarte strict, foarte bine calculat, foarte atent gândit și se ține de acest plan. Și pentru cei care ați avut un buget foarte strict în ultima perioadă, în ultimul an, v-ați ținut de acest buget, în această zi, în această duminică, când vă uitați la contul vostru bancar, aveți motiv de sărbătoare, de bucurie, pentru că vedeți cum rezervele voastre financiare continuă să crească. Pentru cei care sunteți antreprenori, aici acest rege de săbii ne arată că ați avut în trecut o strategie foarte bine pusă la punct
pe care ați urmat-o complet și acum încep să se vadă și rezultatele acestui efort în afacerea voastră, în cariera voastră. Cu 7 debute vedem că voi sunteți pe poziția de superioritate și sunteți aici protejați din punct de vedere financiar. Pentru cei care ați făcut deja aceste lucruri în trecut, aceste planuri, aceste activități în trecut, felicitări! Astăzi e momentul în care vă puteți bucura de tot acest efort și de toată această strategie. Pentru cei care încă nu aveți un plan de management economic bine pus la punct, pentru cei care încă nu ați început să vă analizați cheltuielile, pe ce dați banii în fiecare lună, unde ați putea să mai reduceți din cheltuieli, cum puteți să evitați aceste cheltuieli neprevăzute, impulsive, astăzi este momentul în care Universul vă trage un semnal de alarmă și vă spune să faceți acest lucru. Educați-vă din punct de vedere financiar, pentru că această educație financiară în care voi acum o să investiți timp și efort, o să fie plasa voastră de siguranță în viitor. Atunci când economia mondială o să scârție, voi, dacă aveți acest plan de acțiune bine pus la punct, o să fiți acoperiți, o să fiți protejați, o să fiți pe poziția de superioritate și o să puteți să sărbătoriți atunci când toată lumea din jurul vostru se panichează și se îngrijorează. Pentru că aici 4 debute ne arată că efortul depus în planificarea resurselor voastre financiare, în crearea unei rutine economice și în urmărirea strictă a acestui plan o să vă aducă doar rezultate pozitive și nu doar pe termen scurt, ci pe termen lung. Aici este vorba de schimbarea atitudinii voastre față de bani, față de cheltuieli. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos de la aceste cărți oracol pentru ziua de duminică, 30 mai. Hai să vedem ce mesaje putem să scoatem de aici. Fac încă un pas în vindecarea mea. În clipa în care rostesc afirmații pozitive, ies din rolul de victimă. Nu mai sunt neajutorat, îmi recunosc propria putere. Un mesaj foarte frumos care vine să completeze tot ce v-am spus până acum pentru această zi de duminică. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!